Hei, salut prieteni! Astea sunt cele 7 minuni ale lumii antice și o să încerc să vă dau câteva detalii despre fiecare în parte. Și ca să fiu și mai clar, asta e o listă de clădiri din jurul Mării Mediterane, alcătuită de un anume Antipater din Sidon. Începem cu grădinile suspendate ale Semiramidei sau grădinile suspendate din Babilon, care după Diodor din Sicilia ocupau o suprafață de 15.000 de metri pătrați și aveau o înălțime de 77 de metri. Rămate de perși, templul Artemisei din Efes sau templul Dianei, 51 de metri lățime și 105 metri în lungime, 127 de coloane fiecare având 18 metri și în interior statuia de 2 metri acoperită cu aur și cu argint a Artemisei. Incendiat de goți, statuia lui Zeus din Olimpia și înaltă de aproape 13 metri, sculptată de un anume Fidias în tehnica criselefantină, adică în filde și decorată cu aur, mutată în Constantinopol și distrusă într-un incendiu, mausoleul din Halicarnas ridicat în numele regelui / satrapului Mausol, perșii numeau un conducător local căruia îi spuneau satrap. Ridicat de arhitecții Pitheos și Satiros, având 49 de metri înălțime, sculptat de Scopas și Timoteos, dărâmat de un cutremur.